Hai. E, celulat de alarmă. Înseamnă a doua noastră casă ca pilot de vânătoare. Pot să spun cu mândrie că am executat serviciul de luptă poliție aeriană sub comandă NATO încă din prima zi, 1 aprilie 2004, pe această locație, la Borcea. Am și decolat atunci, mi-aduc aminte. Și ultima alarmă am executat-o pe data de 14 aprilie 2022, când a venit ordinul de suspendare a MiG-ului. M-a prins tot în alarmă. Asta e emblema unității. Și când i-au luat simplă domnii piloți, erau trecuți în mărăcini. A fost un zbor extraordinar. Colegii mei mi-au dat șansa să văd cum e, ce am pierdut. Comandă, uitați că de aici ați plecat. Mulțumesc. Când ați ieșit la simplă. Nu este prima oară când zbor cu el în spate, doar că atunci eram la MiG-21 și el zbura în calitate de instructor. Am făcut tot posibilul să-i arăt ce poate să facă aeronava F-16 și să-i ofer o experiență cât mai de neuitat pentru ultimul zbor ca pilot militar. Voi care rămâneți, știu că cerul României va fi apărat așa cum trebuie. Mi-ați demonstrat de fapt azi. E un zbor cu o încărcătură emoțională foarte mare. E un personaj al acestui loc. Practic și-a sacrificat viața pentru a apăra spațiul aerian al României. E o mândrie să știi că e acolo și că faci o chestie oarecum unică și că, na, nu oricine zboară MiG-ul. Pe de altă parte, nu-mi plăcea pentru că, evident, există sentimentul ăla de teamă, de nesiguranță până nu-l vezi înapoi pe pământ. Prima zi am ajuns la poartă, la Borcea, a plouat. Ce caut eu aici? De ce am venit? Cât mai stăm? Când plecăm? Mi-am promis că nu mă prinde Crăciunul anului 1997. Și au trecut 25 de ani. Și tot aici, de aici decolez spre viața civilă. Faptul că știu că este ultimul zbor mă întristează, iar partea de bucurie este că știu că îl vom avea mai mult acasă. Urmează revanșa față de familie. MiG-21 sau F-16 înainte de zbor nu contează, comandorul lui Daniel Moise i s-a spus cersenin. De acum înainte, e asfalt uscat. Pentru Telejurnal, Ilinca Nazarie și Raluca Lătă.